Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Eu tot am început emisiunea conversând atât de intens cu voi, mai am o temă, prieteni, am vrea opinia voastră. Deci ce părere aveți? Fiți atenți și vă descriu despre ce este vorba și voi ne sunați la 0372069599 și ne spuneți, e simplu, cred, la prima vedere. Deci, știți că unele localități din România oferă elevilor burse. În baza legii educației este posibil și unele localități care au niște bani pot să dea burse. De obicei nu sunt bani mulți, dar, mă rog, mai bine decât nimic. Și o mare controversă s-a născut în Mogoșoaia, Ilfov, pe tema burselor acordate elevilor și am vrea să vă ascultăm, deci, opiniile, dacă e bine sau rău ce s-a întâmplat aici, dacă e în interesul copiilor sau e un abuz. Elevii bursieri din Mogoșoaia primesc sume între 100 și 130 de lei lunar. E vorba de, din partea primăriei, e vorba de burse de studiu, de merit, burse sociale, medicale sau pentru orfani. V-am zis că nu sunt sume mari, iar acești bani sunt virați pe niște carduri bancare. Cazul este documentat de ziarul Libertatea. Sunt niște carduri junior de la o bancă binecunoscută din România, n-are importanță. Dar particularitatea acestor carduri este că pot fi folosite la cumpărături, în magazine sau pe net, dar de pe carduri nu pot fi scoși banii de la bancomat. Deci nu poate fi scos cash de pe cardul respectiv. Deci doar tranzacții în magazin sau online, probabil. Da. Și de aici întreg scandalul. Mulți părinți din Mogoșoaia s-au declarat nemulțumiți că nu pot scoate banii după cum vor, că sunt obligați să folosească cardul de debit și nu cash-ul. Și ei spun și au și ei dreptatea lor. Spun, ne obligă să folosim carduri în locuri în care, mă rog, noi nu ne ducem cu cardul, că noi ne ducem la magazine mai mici, acolo e mai ieftin. Unde să folosim noi cardul? La supermarket. Potrivit ziarului Libertatea, citez, familiile din localitate cu situații financiare precare povestesc că de multe ori luau mâncare pe datorie de la magazinele mai mici și își plăteau din acele datorii și când primeau copiii bursa și e adevărat că în unele magazine, mai ales în mediul rural, nu există POS-uri și nu sunt acceptați decât banii în gheață. Și mă rog, în mediul rural, cred că, din păcate, plățile cash sunt în regulă, nu excepția. Pe de altă parte, și aici e foarte interesant, cardurile acestea cu bursele pentru copii, de pe care nu pot fi scoși bani de la bancomat, au următoarea particularitate. Nu pot fi folosite pentru cumpărarea de țigări, cumpărarea de băutură, nu pot fi folosite pe site-uri care nu sunt permise minorilor. Site-uri de jocuri de noroc, de exemplu. Asta este discuția. 0372069599. Are dreptul Consiliul Local să limiteze domeniile în care pot fi cheltuiți banii acordați ca burse minorilor? Este acesta un abuz? Sau e decizie corectă, care poate că ar trebui replicată și extinsă și în alte localități? Dacă dai niște bani copiilor, până la urmă, adulții au dreptul să folosească acei bani, după cum consideră ei necesar, în interesul copiilor, adică să se ducă să cumpere cu bani cash de la un magazin care are prețuri mai mici, sau sistemul ăsta în care cardurile împiedică folosirea pentru cumpărarea de produse care nu sunt pentru minori este mai bun. 0372069599. Am vrea să vă ascultăm. Așteptăm telefoanele voastre. Eu cred că, până la urmă, eu nu-mi dau seama cum fac diferența când vine vorba de țigări, alcool și așa mai departe, cei care folosesc cardurile. Că de obicei e tranzacție între bancă și furnizorul de produse. Nu-mi dau seama cum se face lucrul ăsta. Înțelegere... E un sistem electronic. Cred că pot fi limitate anumite cumpărături sau anumite site-uri. Nu cred că e chiar atât de dificil. Se face din programare. Cred că ține de vânzători. E ca la ăla, zigonurile de masă. N-are poate doar în tranzacțiile online se aplică regula asta. Nu știu, hai să vedem. Roxana, bună dimineața! Bună dimineața! Bonjour! Bună, ce zici? Eu am un copil mic, dar eu am fost la liceu, nu am beneficiat de bursă, am avut colegi care au beneficiat de bursă. Eu sunt 100% de acord cu cardurile astea, pentru că, de regulă, copiii care beneficiază de bursă, la noi nu prea sunt pe merit. Sunt că cazuri sociale, sunt că nu au părinții bani și așa mai departe. Și banii de pe bursă nu se duc la copii, nu se duc la perechizite, nu se duc pe, nu știu, necesarul unui copil, pe o culegere, pe o carte, pe o chestie de genul ăsta. Îmi tremură puțin vocea că am avut un caz cunoscut și banii se duc pe băuturi, banii se duc pe țigări.
100%, din experiență. Putem adică... generaliza? Că tu acum faci o generalizare. Știu că se spune că așa se întâmplă, sunt convins că multe cazuri chiar se întâmplă așa, dar nu cred că e 100%. Eu vă zic că am avut caz concret, adică eu știu din experiență că așa s-a întâmplat, iar eu sunt de acord cu ceea ce s-a întâmplat la Mogoșoaia. Bun, mulțumesc foarte mult pentru intervenție, Roxana. Simona, bună dimineața. Bună dimineața, Simona, te rog. Bună dimineața. În primul rând, mi se pare o inechitate în privința acestor burse care se dau. Eu având în fiecare an, timp de mulți ani, copii care au terminat doar cu 10 și nu mi se pare corect ca un copil care termină cu 10 să primească niște bani care să fie condiționați. Poate eu, copilului meu, acei bani, vreau să-i dau ca bani de buzunar, pentru că sunt banii lui, nu sunt banii mei. A muncit el să scoată media 10. Iar dacă copilul meu are acei bani de buzunar și se duce la magazinul de lângă școală în pauză să-și cumpere ceva și cel de acolo, caz concret, îi spune nu pot să îți iau pe card decât dacă ai depășești o anumită sumă, pentru că și eu plătesc comisiuni la Banca Transilvania, nu poți să-ți iau. Și atunci copilul meu nu poate să cheltuie, să zicem, cei 11 lei cât i-ar trebui lui în pauză. Deci nu, mi se pare normal ca cei bani să se dea în mână. Nu să mă condiționez, să am un card. Am înțeles, mulțumesc frumos. Nu e vorba de Banca Transilvania, că, mă rog, ai zis numele ei, nu contează ce bancă este. Și doi, acum eu nu știu de regulă asta, mie nu mi-a fost refuzat niciodată. Nu mi-a fost refuzată niciodată, nicăieri, o plată cu cardul, pentru că nu era o anumită sumă. Or fi astfel de cazuri, nu știu, dar mie nu mi s-a întâmplat. Plata extrem de rar. Unde ți s-a întâmplat? Am plătit 3 lei și ceva la un magazin. Pur și simplu. Că n-aveam nimic la mine, am plătit cu cardul. Și ce, ți s-a refuzat, Luca? Nu, dar m-a întrebat dacă n-am cash, că... Mie nu mi s-a întâmplat nicăieri. Mi-a explicat asta cu comisiune. Dar bine, e o chestie destul de meschină. Comisioanele sunt de ordinul unor zeci de bani sau ceva de tranzacție. 0372069599. George, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. George, mă numesc, sunt din Buftea, da. Care a alăturat, da. Oraș a alăturat Mogoșoaia. Mogoșoaia este foarte bine dezvoltată, să știți. Nu cred că există magazin care să nu poți să folosești cardul, care să nu aibă POS. Dar sunt anumite familii care chiar pentru asta vor să folosească cardul acela, pentru băutură și țigări. Și cunosc foarte bine Mogoșoaia, să știți. Nu cred că există magazin care să nu aibă POS. Deci e foarte bine ce se întâmplă cu cardurile acestea. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Florin. Deci, încă o dată, subiectul ăsta este carduri, burse, bani pentru copii. De pe cardurile respective nu pot fi folosite pentru cumpărarea de alcool, țigări, produse care nu sunt destinate minorilor, pe site-uri care sunt interzise minorilor. Da. Unii părinți protestează, spun că noi vrem să retragem cash de pe cardurile astea, nu se poate. E bine sau e rău? Până la urmă, apropo de ce spunea doamna de mai devreme, poți tu ca părinte să folosești cardul ăla și să-i dai în schimb cash copilului să-și cumpere de la chioșcu unde nu-i primește card? Nu? Știi ce zic? Înțeleg. Deci copilul tău primește 100 de lei pe un card, dar nu poate să-l folosească la chioșcul de lângă școală. Dă-i tu 100 de lei cash, ia cardul ăla și folosește-l prima oară când faci cumpărături. Păi oamenii spun supermarket. Că... asta spun. Nu ne ducem la supermarket că e scump. Ne ducem și plătim cash la magazinul de la colț și mai luăm și pe caiet. Vorbim de familii care au nivel scăzut. Nici părinții n-au 100 aia de lei. Adică nu ești tu care, hai mă, ia tu 130 de lei, dă-mi e cardul și când mă duc eu la supermarket, cumpăr nu știu ce. Nu e așa. El nici n-are de 100 de lei în buzunar. Florin, bună dimineața. Bună dimineața, Florin. Bună dimineața, Florin din Ploiești. Da. Pot să vă spun că lucrez de 20 de ani în vânzări. Asta e o particularitate a discuției. Pot să vă spun că 90% din magazinele rurale încă vând pe datorie. Uh-huh. E o realitate, nu este o fabulă. Românii sunt inventivi și la aceste restricții și anume au fost restricții cu bonurile pe card. Și bonurile de masă, pardon. Bonurile de masă, zici. Bonurile de masă. Și stăteau la rând și așteptau pe cineva care cumpăra altceva, produse alimentare, să plătească ei cu cardul și ulterior să le dea bani. Cu banii aia să-și cumpere alcool și spuneați noastră mai devreme. Înțeleg, știu sistemul, dar aici e mai dificil. Că stai cu cardul în mână și ce faci? Adică dacă eu îmi cumpăr o sticlă de bere și ies din magazin, ce face ăla cu cardul?
ca să ia sticla mea de bere pe card. Aștept să vină cineva să cumpere produse alimentare, îi plătești tu cu cardul și îi ceri banii. Spui, cum îi plătești cu cardul? Eu n-am POS, eu sunt un cumpărător, n-am POS. Cum plătești ce spune, cu cardul? Ce spune Florinie, că stai și aștepți pe cineva care își cumpără doar alimente, de exemplu, și plătești omului respectiv cu cardul ăsta special, îi plătești cumpărăturile. Și el îți dă banii cash ție. Hai că faci un schimb. Am înțeles, mi se pare foarte complicat. Da. Cam cum facem noi când ieșim la restaurant și plătește unul din noi cu puțin cardul și ceilalți dau cash. Da. Bine, am înțeles, mulțumim frumos. Mulțumim, Florin. Îl avem și pe Lucian cu noi. Bună dimineața. Ah. Nu mai e cu noi, e Cătălina. Bună, Cătălina, bună, te rog. Cătălina. Bună dimineața. Întâmplător chiar locuiesc în Mogoșoaia. Da. Și nu-mi vine să cred, sunt surprinsă de decizia primăriei, Consiliului Local și chiar sunt de acord cu această decizie. Sunt multe altele legate de infrastructură pe care le-aș avea de comentat, dar în ceea ce privește aceste carduri, sunt de acord pentru că cei mai mulți localnici își duc într-adevăr copiii la acea școală, dar sunt foarte mulți care își duc copiii în București și mă refer la localnicii care își duc copiii la școala din Mogoșoaia, sunt reprezentanți ai minorităților. Ca să nu zic minoritatea, știm noi care. Mereu ajungem în zona asta. Sunt persoane care au un nivel de venit scăzut, un nivel de educație scăzut. Foarte scăzut. Da. Și nu neapărat că aparțin unei minorități sau alteia, că am văzut de toate minoritățile persoane defavorizate în România, din păcate. Corect. La Mogoșoaia, la acea școală, se duc în special copiii... Nu știu despre ce, că nu cred că este o singură școală. E decizia Consiliului Local. Bun. Da. Hai să discutăm principiul, nu cazuri particulare. Adică... cu venituri reduse. Da. Și, într-adevăr, deși au venituri, o condiție precară, părinților, mulți, în multe cazuri, mă refer la vecini pe care îi văd și pot să vorbesc în cunoștință de cauză, au bani pentru băutură, au bani pentru țigări. Bun, da? Am înțeles. Mulțumesc foarte frumos și cred că trebuie să ne oprim. Nu mai avem timp. Mai avem multe, dacă vrei. Da, hai să ne vorbești cu Claudia. Bună dimineața! Bună, Claudia! Bună dimineața! Bună! Din Pitești vă sun. Vreau să vă spun așa foarte scurt, dacă n-aveți nici timp, că aici în Argeș s-a găsit o soluție foarte bună, da, și anume aceea de a nu a da niciunui copil niciun fel de bursă de câțiva ani de zile și cred că... Stai cu ghilimele. Un principiu mai bun nu există. Stai cu ghilimele pentru... și cu ironie amară, presupun. Păi amară, da, bineînțeles. Da. Nu, adică, în altă ordine de idei, orice ajutor pentru copii este binevenit, da, pentru că, în special, copiii care depun efort și învață peste limită și așa, cum să spun, peste medie, pardon, nu sunt susținuți în țara asta. Da. Așa că părinții oricum fac lucruri necuvenite cu banii și dacă sunt salarii. Așa că nu știu cum să spun. Orice ajutor e binevenit. Bun, nu sunt doar burse sociale. Sunt și burse de studiu și burse de merit. Mă refer la astea care se acordă, care pot fi acordate pe baza legii educației. Deci nu sunt doar burse sociale. Însă banii sunt destinați, într-adevăr, copiilor. Iar ideea acestor carduri, cardurile astea vin cu un așa numit, mă rog, sistem junior, e practicat de mai multe bănci, prin care copiii învață să-și gestioneze mai bine banii. E un prim element de educație financiară. În sine nu e deloc un lucru rău ăsta. Eu, nu v-am zis care e părerea mea, dar eu cred că o astfel de restricție pentru banii care sunt oferiți copiilor, și anume să nu poată să-și cumpere tutun, țigări, produse care nu sunt destinate minorilor, care prin lege sunt interzise la vânzare minorilor, asta este un lucru foarte bun. Și cine protestează, da, ok, îmi pare rău, până la urmă sunt banii copiilor, știți? Adică nu îi folosiți pentru tutun, țigări, jocuri de noroc, păcănele și așa mai departe. Asta e. Pe de altă parte, românii sunt suficient de inventivi de fiecare dată cât să găsească o soluție. Nu cred, e atât de complicat. Am înțeles ce spunea ascultătorul nostru. Te duci tu și cumperi și vine el și îți plătește el și cu banii respectivi tu îi dai bani, el se duce și își cumpără. E atât de complicat. Poate că unii o să facă, dar astea vor fi cazuri excepționale. Nu cred că o să fie o chestie de masă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.